Vechile apeluri la șovinism rasial, sexual și religios, la fervoarea naționalistă turbată, încep să nu mai funcționeze. Ceea ce sunt, dacă sunt bun sau rău, de succes sau nu, toate acestea se învață de-a lungul vieții. E doar o călătorie. Putem să o schimbăm oricând. Este doar o alegere. Niciun efort, nici o muncă, niciun ban strâns. Am realizat că greșisem jocul. Jocul era să aflu ceea ce eram deja. Spuneam cât este de important să aducem în mintea umană o revoluție radicală. Criza este una a conștiinței. O criză care nu mai poate accepta vechile norme, vechile tipare, tradițiile străvechi și, considerând ceea ce este lumea acum, cu toată suferința, conflictul, brutalitatea destructivă, agresiunea și așa mai departe, omul încă este la fel cum a fost. Este încă brutal, violent, agresiv, avid, competitiv și a construit o societate după aceste trăsături. Este un semn de sănătate să fii bine adaptat la o societate profund bolnavă. Societatea de azi este compusă dintr-o serie de instituții, de la instituții politice, instituții legale, instituții religioase, la instituții de clasă socială, valori familiale și de ocupații specializate. Este evidentă influența profundă pe care aceste structuri tradiționale o au în conturarea înțelegerii și perspectivelor noastre. Totuși, dintre toate instituțiile sociale în care ne-am născut, de care suntem direcționați și condiționați, se pare că nu este un sistem tratat cu la fel de multă nepăsare, la fel de neînțeles ca sistemul monetar. Luând proporții aproape religioase, instituția monetară este una din cele mai nediscutate forme de credință care există. Cum sunt creați banii, politicile după care sunt guvernați și modul cum afectează societatea, nu sunt subiecte de interes pentru cea mai mare parte a populației.
Într-o lume în care 1% din populație deține 40% din bogățiile planetei, într-o lume în care 34.000 de copii mor în fiecare zi din cauza sărăciei și a unor boli ce pot fi prevenite, într-o lume în care 50% din populație trăiește cu mai puțin de $2 pe zi, un lucru e clar. Ceva este foarte greșit. Și, indiferent dacă suntem conștienți sau nu, ceea ce ține în viață toate instituțiile și, implicit, societatea, este banul. Astfel, înțelegând această instituție a politicii monetare, este critică pentru a înțelege de ce viețile noastre sunt cum sunt. Din nefericire, economia este deseori privită cu confuzie și plictiseală. Șiruri nesfârșite de jargon financiar, împreună cu matematică ce intimidează, abat cu rapiditate oamenii din încercările de a o înțelege. Totuși, realitatea este că complexitatea asociată cu sistemul financiar este doar o mască, concepută pentru a ascunde una din cele mai paralizante structuri pentru societate, suportată vreodată de umanitate.